Mircea Romașcanu, aș ciclistul numărul 1 al României, face parte dintr-un șir de mari campioni ai pedalei ca Ludovic Zanoni, Gabriel Moiceanu, Vasile Tudor, toți formați la clubul din șoseaua Ștefan cel Mare, Dinamo București. S-a născut cu 28 de ani în urmă în apropierea capitalei la Otopeni, unde a cunoscut de mic bicicleta, căreia i s-a dăruit cu toată ființa sa. Tot aici, în comuna natală, în anii primelor clase de școală, aștepta cu colegii săi ore în șir trecerea caravanei multicolore a cicliștilor, care, în curse oficiale sau antrenamente, străbăteau pe vânt, ploaie sau arșița soarelui, șoseaua București-Ploiești. Dintotdeauna și-a dorit să ajungă la fel ca ei și a făcut totul pentru a-și îndeplini acest vis. La 17 ani se prezintă la Dinamo și începe antrenamentele de velodrom cu Mircea Mihăilescu. Dar după două sezoane se destăinuie antrenorului Nicolae Voicu, explicându-i acestuia că marea lui dorință este ciclismul pe șosea. Și astfel, din 1973, din echipa de fond a clubului Dinamo va face parte și Mircea Romașcanu. După scurt timp, și antrenorul și elevul sunt la fel de mulțumiți. Alegerea a fost bine făcută. Mircea Romașcanu se afirmă curând ca un rutier tenace, ambițios și mai ales curajos, gata să ia oricând cursa pe cont propriu, să facă din orice etapă o cursă contratimp, o întrecere cu el însuși. Așa a făcut de multe ori, așa a făcut și în ultima ediție a cursei păcii, în etapa 6-a, Gherra Carlovivari, 170 de kilometri, când printr-o evadare temerară de 20 de kilometri, pornit în urmărirea a doi evadați din pluton, mult mai înainte, trece primul linia de sosire, reînnodând o serie de succese românești în prestigioasa competiție, semnate la vremea lor de Moiceanu și Stoica. Imaginile noastre au fost realizate la campionatul național de fond pe echipe, pe distanța clasică a celor 100 de kilometri. Cei patru cicliști dinamoviști au rulat cu ritm de metronom, în ciuda vântului și ploii care i-a însoțit pe rutier mai mult de jumătate din cursă. Și în această întrecere, alături de colegii săi de echipă, Căruțașul, Nicolae și Lăutaru, Romașcanu a însemnat mult, deosebit de mult pentru obținerea victoriei. Acum, la 29 de ani, la vârsta maturității sportive, ciclistul numărul 1 al României a câștigat cel de-al 30-lea titlu de campion național. El se mândrește cu mai multe titluri de campion balcanic, cu victorii de etapă în tururile în care a concurat și cu 6 participări în cursa păcii, 4 din ele încheiate printre primii 15 clasați. Să considerăm acest reportaj ca un prim bilanț al activității în plină ascensiune a ciclistului dinamovist și să-i dorim mult succes în întrecerile viitoare, la startul cărora se va alinia.